Fetele cochetele, astăzi m-am provocat să fac un machiaj cu doar 5 produse. Am vrut să văd cât de creativă pot să fiu eu și cât de versatile pot fi produsele mele. Și voi provoca câteva fete dragi mie de aici de pe YouTube, încă sta cu descriere, să vedem cât de versatile pot fi machiajele și ustensilele de machiaj. Mie mi se pare super, super fain că poți să folosești rujul pe post de blush și rimelul pe post de tuș și bronzerul pe post de far de strângere. Și acum că v-am spus un pic ce am folosit pe unde, hai să vă arăt și ce am folosit. Am folosit corectorul de la Bourjois Healthy Mix, am folosit rimelul de la Clinique High Impact Mascara, am folosit rujul de la Kiko în nuanța 914, acest mauve frumos, am folosit un iluminator de la Benefit, acesta mic, WhatsApp îi spune, și am folosit bronzerul Hoola, tot de la Benefit, pe care îl am în paleta aceasta de blush-uri. Pe lângă aceste 5 produse, am folosit și 2 ustensile, n-am folosit pensule mai deloc, doar aceasta mică de liner, și s-a dovedit a fi foarte versatilă. Pe lângă ea, am folosit și burețelul de la Real Techniques, care acum este într-o stare deplorabilă pentru că l-am folosit pentru mai multe părticele ale machiajului. Și hai să trecem, fără prea multă pălăvrăgeală, în tutorial, să vă arăt cum mi-am făcut eu fața aceasta cu doar 5 produse și 2 ustensile. O să încep cu corectorul de la Bourjois Healthy Mix. Îmi place foarte mult pentru că se usucă mat și atunci nu mai trebuie și o pudră să dau deasupra. Și o să mă dau pe cearcăne, bineînțeles, pe un pic pe frunte, pe bărbie, îl întind un pic spre obraz, lângă nas și aia e. Și mai dau un strat pe la cearcăne pentru că mi se pare că încă mai am nevoie de un pic de acoperire. De machiaj, o să trec la bronzer și îl folosesc pe acesta de la Benefit, este Hoola, cred că ați auzit cu toate despre el, este peste tot pe YouTube, toată lumea îl iubește, și o să-l aplic tot cu burețelul, tot umezit, și o să vă arăt cum îl iau frumos pe burețel. O să mi se murdărească burețelul de la atâtea farduri, dar nu-i nimic, îl iau așa și îl aplic ca și cu o pensulă, doar că nu chiar. Și trebuie foarte, foarte, foarte bine întins. Îl aduc și înspre tâmple. Bronzerul l-am amestecat până n-am mai putut pe față să se uniformizeze bine, bine. Și acum voi trece la ochi. O să iau același bronzer cu vârful Beauty Blenderului și o să mi-l aplic pe pleoape. Uite așa. Trec și la al treilea produs. Este iluminatorul WhatsApp de la Benefit. Este tot din paletuța asta cu blush-uri. Și o să mi-l pun și pe pomeți, dar și pe ochi. Interioare ale ochiului. Și pe arcadă. Are o ustensilă pe care mi-am dat voie să o folosesc și înainte să o murdăresc cu liner,
fac cu mascara, dar o să vedeți voi imediat. O să iau iarăși un pic din Hoola să fac sprâncenele. Cu degetul și îmi intensific un pic colțurile exterioare ale ochilor. Mascara și o voi folosi și pe post de rimel, dar și pe post de liner și atunci o să o șterg un pic așa de mână. Îmi fac aici un pic de gel. Și cu pensulița o să iau un pic și o să îmi trasez niște dungulițe cât mai egale la ochi. Am trasat liniuțele, o să folosesc rimelul pe post de rimel. Să-mi fac genuțele lungi și dese. O să iau un pic de liner și o să pun și la baza genelor inferioare, dar doar un pic de tot, nu merg până în capăt. Cel mai vârf al vârfului buretelului cu un pic din Hoola din nou și o să încerc să difuzez un pic linia de jos a linerului. Vin cu un pic de corector și le aduc iarăși pe cearcăne. Să iluminez un pic și mai tare această zonă de jos. Dau cu un pic de rimel și pe genele de jos. Și apoi ochii sunt cam gata. Hai să aducem niște culoare pe buze și pe obraj. Și o să folosesc rujul 914 de la Kiko. Este așa un mov prună, foarte frumos. Pentru obraj, să-mi întind un pic pe mână, îl voi lua cu burețelul, las excesul pe mână pentru că este mult prea mult și ușor de tot tapotez pe obraj. Am întins bine și blush-ul pe obraj și acum mai urmează doar să-mi fac buzele cu același ruj și machiajul este cam gata. Voi lua aceeași pensulă de liner pe care am curățat-o un pic și îmi voi trasa foarte ușor conturul buzelor. Un pic din highlighterul de la Benefit și mi-aplic un pic de tot în centrul buzelor pentru un pic de volum și de dimensiune. Cam așa mi-a ieșit mie machiajul astăzi, este destul de strălucitor, destul de colorat și cred că este un machiaj destul de decent pentru o ocazie specială, pentru serviciu dacă sunteți un pic mai îndrăznețe, chiar și pentru o ieșire seara în oraș. Și sunt foarte curioasă să văd cu ce variante veniți voi pentru această provocare, să văd cât de versatile sunt machiajele voastre și cât de creative putem fi cu machiajele pe care le deținem.
mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare vă pup dulce și vă urez o zi cât mai minunată!